În ultima ședință extraordinară de Consiliul Local, unul dintre proiectele de hotărâre elaborate de primărie și aprobate de consilierii locali a vizat o serie de modificări privitoare la regimul juridic al parcărilor de reședință. Ultimul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 101 din 30 august 2012 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare din baza municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Lipsește președintele, dar cine e secretar? Mulțumim. Avizul Comisiei Judice. Mulțumim. Dacă sunt discuții. Liberalul Mircea Beloiu a dorit să afle cum se poate proceda în cazul în care cetățenii găsesc locuri în care ar putea fi amenajate noi parcări de domiciliu. În acest proiect se fac niște modificări la o comisie de avizarea parcărilor, în care am citit de aici. Aș vrea să știu dacă noi, consilieri, în viitor, depistăm niște locuri de parcare unde s-ar putea amenaja locuri de concesiune pentru locuitorii municipiului. Luăm legătura cu această comisie sau trebuie să facem prin asociația de proprietari o cerere sau perspectivii proprietari să facă o cerere prin asociație să venim la primărie cu doleanțele respective sau prin comisie să aducem la fața locului și să analizeze oportunitatea unor locuri de parcare. Vreau să știu dacă se poate. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leoreanu, a explicat noilor consilieri locali procedura prin care un ales sau un cetățean poate aduce la cunoștința primăriei o problemă de administrație publică pe care o depistează. În cazul de față, toate oportunitățile referitoare la amenajarea de noi parcări sunt analizate de Direcția de Servicii Edilitare. Cei care pun, dacă vreți, în realitate, în fapt, este Direcția de Servicii Edilitare. Practic aici, din partea cetățenilor, din partea asociațiilor, se primesc anumite recomandări, anumite sesizări, anumite propuneri care sunt analizate, sunt prioritizate și în funcție de buget. Pentru că nu se pot rezolva toate solicitările ca niciun alt domeniu. Dar în funcție de solicitări se face o prioritizare, cum am avut și în acest an. De exemplu, în acest an, prioritarea au fost la acest tip de investiții cartierul Mihai Viteazu și cartierul Tudor Vladimirescu. Da? Deci aici s-au făcut cele mai multe. Îmi spun Tudor Vladimirescu și Ion Creangă. Tudor Vladimirescu, Ion Creangă și Mihai Viteazu. Și în alte părți am mai făcut. Aici au fost cele mai multe. La fel, în fiecare an se face o analiză și se face o prioritizare a lor, urmând ca pe parcursul anului bugetar următor să fie prins în investiție cât mai mult posibil în funcție de bugetul acordat. Consilierii locali sau cetățenii se pot adresa Direcției de Servicii Edilitare în cazul în care găsesc noi locuri în care s-ar putea amenaja parcări. Funcționarii acestui serviciu edilitar sunt cei care analizează oportunitatea solicitărilor și, în funcție de buget, aceste propuneri sunt luate sau nu în considerație. În 2016, edilii s-au concentrat pe amenajarea de parcări de reședință în zona străzilor Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu și Ion Creangă. În prezent, în municipiul Roman există câteva mii de parcări de reședință, pentru care primăria încasează venituri la bugetul local. Nevoia de amenajare a noi parcări se impune ca urmare a creșterii de la an la an a numărului de mașini cu mult peste capacitatea infrastructurii.